fost doar ultimul avertisment. Ochi în patru. Îți dai seama cât a riscat Săraru? Am ratat pe țeastă. Ai început să miroși a mort. Nu mai ești interesant. Dacă șmecherul ăla de Pascu nu l-ar fi eliberat pe Negulescu și Suliță, alta ar fi fost situația. Fii atent. Sânge. Stai clar că nu-i de la el. Îi pare că e sângele criminalului? Extraordinar, ai dreptate. Când Săraru s-a dat la stăpân sub, vine el la mușcat. Da. Asta e foarte important de reținut. Criminalul e însemnat. Stai, că nu-i fain. Gata, gata, nu-i fac nimic, nu-i fac nimic. Țeasta. Ion Condez. 58 de ani. Uite, pașaportul plin de vize. Dar venea foarte des în România. Uite ceva interesant. Ăsta ar putea fi copilul Vandei. Și fotografia e făcută în România. De unde știi asta? Turnul din orășelul copilului. Victor. Totdeauna ești așa tăcut? Când am nimic de spus, mi-a cu somn. Aș vrea să te întreb ceva. Pentru tine oricum nu are nicio importanță, vreme ce sunt prizonier aici. Dă-i drum, dar să nu încep cu întrebări izumitare. Le spun că imobilul e supravegheat de poliție. Cum de vă mișcați liber tu și Mitu? Tehnică de înaltă clasă. Acrobație la mare înălțime și Mitu îmbrăcat în polițist. Foarte simplu. Fii atent. Terasa blocului e lipită de terasa blocului vecin. Ușa din spate o scăriță. Pricepi mișcarea. Intrăm și ieșim prin alt bloc. Și dacă își dau seama că sunteți aici? Schimbăm parohia. Care-i treaba? Însă cu tine e ceva mai complicat. Nu știu cum o să încapi într-un diamantan. Nu știu ce dracu am mâncat, îmi vine mereu să mă duc la closet. Să stai liniștită la locul tău. Și să nu faci nicio prostie, înțeles? Hai afară. Trici. Scoate-l afară. Costică,
Interesant. Ce-o fi avut șeful de vorbit cu voi? Oh. Dacă nenorocitul ăsta de Pascu ar fi fost omul pe care îl credeam, altfel stăteau lucrurile acum. Îți dai seama ce avans aveam dacă dispuneam de declarațiile lui Negulescu și al lui Suliță? Mă, Costică, nu te pune că-ți prinzi urechile. Vezi asta, mă oftică pe mine, că sunt prost. În Pascu credeam ca în tata. Ce-o fi trebuit să se dea în stambă, tocmai acum, în prag de pensie, nu știu. Consolează-te cu ideea că nu-i singura întrebare din viața ta rămasă fără răspuns. Hai să mergem acasă, m-am plictisit și mi-i pierd timp. Nu, eu stau exact aici. Stau aici. Dacă vrei tu, poți să te duci să te cuci lângă Gina. În gând. Bineînțeles. Hai, scutește-mă cu tâmpenile tale. Din clipă în clipă trebuie să pice telefonul neamțului. Trebuie neapărat să văd ce au de gând cu Nina. Mai o chestiune urgentă. Copilul Vandei trebuie dat în urmărire generală. Trimite poza la multiplică. Ce de tot fuții pe aici, că mă enervezi? Bă, tu crezi că pe mine nu mă obsedează Pascu, poziția lui Pascu? Și mă bate gândul să raportăm ierarhic. Nu, asta e o prostie. În primul rând, nu poți să știi peste cine dai mai sus. În al doilea rând, n-ai văzut toate cărțile din mâna lui Pascu. Nu poți să știi ce ascunde în manșetă. Iar în al treilea rând, întotdeauna m-am ghidat după un principiu. Nu scuipa contra vântului. Ține minte. Capitana Costa. Eu sunt. Ați schimbat rezerva? Dar nu e vorba de rezervă, dragul meu. Noaptea asta este decisivă. Așa a spus doctorul. Și Toto are inima foarte slăbită. Stai liniștită, mama. O să scap. Știi că eu nu te-am mințit niciodată. Mă asculți, dragul meu. Dar aș vrea să mă văd. Peste un an. O să te vezi, mamă. Ce-o lege așa? Nu vezi că nu are putere nici cât o vrabie? Vrabie zici? Da? Mai bine zici pisică sălbatică? Da? Coronelul Pascu. Nu, încă nu am plecat. Poftim? N-am înțeles. Da. Sigur, sigur. Ei, nu cred că se va ajunge până acolo. Da. Sigur că lucrurile se pot complica. Nu. Nu voi avea grijă. Da. De la birou. Bineînțeles că de la birou vorbesc. Da? Bine, notez. Vă rog. Reprezintă copilul. Ce știu Suliță și cu frate-sul și noi nu trebuie să știm. Ce caut în tot bordelul ăsta, bărbatul Nilei. Neamțul ăsta ne cam ține paragaz. Bun, ce rol au prostituatele? Și toți
au pești exotici. Hai să spun ceva. Pasco nu s-a culcat. Și în serio? E lumina aprins, vorbește la telefon. Am senzația că pune ceva la cale. Ce ai de gând? Vreau să vorbesc cu voi cu în clipa asta. Acum, la miezul nopții? Mhm, să-mi invoce mie Constituția. În Alaska, mă mai întrebi. Afacerea s-a încheiat. N-ai bade, nu vă dați seama. Nu se știe. Meciul se joacă până în minutul 90. Astea-s parabole. Neamțul a abandonat fata și ne așteptăm ca proștii să se închidă cercul. Așteptați. Cât? Până se prinde poliția? Poliția-s eu. Nu-ți e clar? Și cât să mai aștept? 24 de ore. Atât. Și pe urmă ce fac cu fata? O travă. În niciun caz glonț. Să fie curat. Da? Domn șef, că nu m-am ras, dar n-am știut că avem întâlnire în seara asta. Lasă bancurile, voicule. E târziu și la ora asta nu le gust. E dați-mă, domn șef, dar știți că eu nu-mi permit să glumesc cu asta. Bine, bine faci. Revenim la episoadele cu pești. Mă îndoiesc că n-ai încercat să descoperi misterul lor, mai ales că la Constanța ai fost singur cu Marfa. Categoric. Dar vedeți, nu puteam să scot acvarul pentru că trebuia să tai ambalajul și să fi cunoscut cam umblat. Și ce sperai că poți găsi? Păi, vedeți, noastră, vrăjala asta, bă, pești, mă iertați, ziceam că trebuie să aibă un clenci, nu?
Pe ce poate să înghite o găgaie mică, mică, mică? Ce poate să înghite? Nu e ceva foarte mic și foarte scump. Să zicem, eu știu, o piatră prețioasă, un microfilm, un timbru simanticos. Ceva în genul ăsta. La acvariu nu te-ai gândit? Sincer, domn șef? Voicule, te las cu el. Nu m-am gândit. Dar știu că trucul e legat de pești. Întotdeauna aceeași rasă. Roșii și negri. Ca romanul ăla. Alu ăla îmi scapă... Voicule, lasă literatura. O las. De altfel m-a lăsat ea pe mine. Mă, te las cu el? Nu, meritați, domn șef. Gata, pe cum, acum vorbim serios. Bun, ai făcut pe cărăușul de 3 ori. Da. Ai dus pești Vandei, lui Negulescu și lui Totu. Fii atent. N-ai dus și altceva? Plic, pachetel, mesaj, flori, orice, ca să însoțească pești. Da. Da. O singură dată. Vanda, împreună cu exoticii, mi-a dat să duc o servietă cu cifru, o de-aia cu schepsis și mi-a zis să o duc lui Negulescu la club. Iar frații Suliță. Bă. De ce n-ai pomenit nimic de servietă până acum? Păi dacă nu m-a întrebat nimeni, domn șef, vă uitați domnului colonel Pascu, i-am spus chiar în seara, pot să vă confirme. Ce era în servietă? Nu știu, domn șef, n-am faruri cu laser, dar în principiu ar putea să conțină orice. Droguri, valută, gheață, adică diamante. Dar ce pot să vă spun cu siguranță este că mă așteptau ca pe Mesia. Așteptau? Da. Negulescu nu era singur? Tot cu Suliță, pun pariu. Fii atent. Nu știu, domnule. Voicule, te las cu el. Dar știu că după ce i-am predat pești și servieta, el a intrat în camera lui și mi-a spus aștept afară. Să nu spui că n-ai tras cu urechea, că nu te cred, ai înțeles? Bine, n-am nici lipită cu ea de ușă, nu puteam să stau. Știți că tipic lucrează foarte dur și eu arată totul nervos. Dar ce pot să vă spun cu siguranță și aici nu mă înșel, este că am agățat următoarele cuvinte. Capulzanul a făcut o treabă foarte bună, după care Negulescu a ieșit afară și era foarte fericit. Bravo. Să-ți aduc ciocolată, țigări și brumură la vorbitor, bine? Vă mulțumesc mult. Mai e la mișto? Nu, doamne, fește. Mai e la mișto? Bă, mai e la mișto? Ești pe afară. Ești afară. Luați-l! Sigur că nu ne-am rătăcit. Da, da, da. Cunosc fiecare centimetru pătrat. Eu mă orientez, că am simț de orientare. Nu mă înșel. Hai! Dar unde ne întâlnim cu camionul ăla? Uitați din gura! Mereu mă întreb câte ceva. Unde ne întâlnim cu camionul când vine tot cu camionul când ajungem în Turcia? Cu tine nu trebuie să plece omul ăla. Asta e drum, asta e drum. Dacă știam ceva, mai știu. Nu plecam. Ei, nu plecam. De ce nu mi-ai spus la început? Nu m-ai întrebat. M-ai întrebat? Te-am întrebat. Tu cum crezi că se câștigă bani? Mulți? La loto și la bingo? Da. Greu, frate, greu. Când tragi un turn, îți asumi riscul. Hai! Stai! Grănicerii! Unde? Chiar în coace! Fii calm, fii calm, tâmpitule! Purta la pământ! La pământ! Am scos ceva de la voi cu ăsta. Mai începe doar mai Pascu și îl trezește. Bă, tu nu înțelegi? Nu, explicăm tu. Capulzanul a făcut o treabă bună. Asta a spus ăsta, nu? În argou, capulzan înseamnă falsificator de bani, știu. Păi bun, ăsta-i pontul. E o ipoteză, da? Da, dar... Păi că niciun dă, niciun dă. Abia acum am priceput brambureala asta de curime, pești, chileri și intermediari. Este rețeaua de desfacere a banilor falși. Ai înțeles? Bun. Și de ce nu-ți urlă băncile? Pentru că încă nu le-au intrat banii. Măsuiți în disterie. Și ce așteaptă? Păi ce să aștepte? Alegeri. Bă, asistăm la o cacealma formidabilă. Bă, cine-o fi creierul? Păi nu știu. Oricine poate fi. În concluzie, e că-i laie, fie că-i bălaie, banii falși sunt depozitați în așteptarea gongului. Noi suntem cam deștepți. Prea deștepți. Ar trebui să nu lăsați să vadă chestia asta. Stai jos. Dă-mi o țigară. Da, nu, n-ai, te-ai lăsat.
Știu că m-ați înjurat din cauza lui Demetru. Ce ziceați? Uite, mașina asta cum să dăm stamba acum la urmă, nu? Aveți dreptate. În locul vostru aș fi gândit la fel, poate chiar mai rău. Dar ce vă spuneam eu, mă, băie, zilele trecute? Adevărul este unul singur. Al celui puternic. Asta peste tot și întotdeauna. Dacă sunteți în stare să acceptați chestia asta, continuați. Dacă nu, schimbați macazul până nu ajungeți pe ulei. Dumneavoastră nu l-ați schimbat, domnule Călău. Dacă eram deștept. Dar cine-i deștept până la colesterol? Și după aia e prea târziu. Franțuzii au o vorbă. Dacă tinerețea ar ști, dacă bătrânețea ar putea. Ce-ați fi făcut? M-aș fi făcut popicar. Campion la popice. La popice nu se bagă politică. Extraordinar. Mm. Chiar așa beton armat din suliță? Este, este. Iar capătul ghemului duce foarte departe. Demetru era convins că o să vă împotmoliți. Și acum ce va face? Va încerca să o vireze din țară. Și să aștepte acolo în străinătate până când afacerea se uită. Și la noi se uită totul și foarte repede. Scandalul de mâine va fi mai mare decât cel de azi. Mai mic decât cel de poimâine. Și va părea o bagatelă față de cel de săptămâna viitoare. Și noi ce facem, domnule colonel? Închidem dosar? Nu. Închidem ochii. Avem om mort, domnule colonel. În afară de ce-i căzut la cimitir? Chiar nu se poate face nimic, chiar nu mai există justiția asta. Justiție, Constituție, Parlamentul Europei, ONU, înger îngerașul meu și mă învață să fac bine. Bă, ești prost făcut grămadă. Te-am mirosit la fixuliță. Domnule colonel, dacă apatele se mușamalizează, eu plec din poliție. Voi fi eu prost făcut grămadă, dar eu vreau să lucrez cu credință. Eu vreau să merg până la capăt. Ce poți să risc? Sănătatea, poate viața. Sigur, cariera, mă voi. Merg până la capăt, indiferent de consecințe. Iar eu merg cu voi. Eu nu mai am nimic de pierdut. Pentru mine e un soi de testament. Un testament pentru proști. Dar voi, voi sunteți cei care riscați cu adevărat. Gândiți-vă bine. Domnule colonel, ne-am gândit. Suntem mai șmecheri decât Suliță. Mergi încet. Stai. Hai. Apleacă-te. Apleacă-te, mă. Ce dracu ne facem? Când ne-au simțit soarele? N-ai o armă? Nu te-am compus? Pușile, pușile să facem cu două pistoale contra asta! Potolește-te! Cât mai avem până la camionul ăla? O jumătate de kilometru. Oh. Ne urcăm în spate, printre mărfuri. Și, și ce? Și ce? Că picăm în mâna bulgarilor, că și ăștia ne iubesc de mama dracu. Potolește-te! Numărul 5. Verificați autotrenul staționat în apropierea zonei de frontieră. Recepție. În situația asta ce facem, domnule colonel? Trebuie să ne grăbim. Oficial, ancheta continuă. De la Demetru n-ați aflat nimic? Cine e marele boss? Noi l-am suspectat pe țeastă. Mușcarea lui îl scoate din cauză. E limpede că banda se află în lichidare. Ar mai rămâne săraru, deși nu-l văd mare șef pentru că n-are atâta forță. Nu, nu e el. Gândiți-vă la un singur amănunt. Cine a înlocuit filmul din caseta de valoare a Vandei? Cine? Nu știu, dar cineva știe, sigur. Cine? E la mine în birou. Pe cine? Câinele lui Țeastă. Eu mă predau. Ce să faci? Predau. Nu te predai. Mă predau.
Rămâi cu mine. Ce vrei să-mi pun pușcăria? Vreau orice, dar nu vreau să mor, auzi? Stai aici. Da, ia tu banii. Stai aici. Ia tu banii și du-te. Stai, mă! Stai! Ce-și de bun, mă? Stai! Stai, mă! Dacă nu stai, te împuși, mă! Nu trageți! Luăm armă! Nu trageți! Stai! Stai, că trec! Arma jos! Verificați autotrenul staționat în apropierea zonei de frontieră. O să mai sune nemțelăul ăsta. Alo? Nina? Helmut? Cum simți la tine? Sănătos? Ich bin sehr erschrocken. Treci pe dacă romană, tot spaștele, Mati. Da. Da, sunt bine. Te rog, iartă-mă și procedează cum crezi că e mai bine pentru tine. Nu te gândi. Ura. Domnule Helmut, v-ați decis. Trebuie 24 ore la loc întâlnire să fie și Nina. Ea prezent neapărat acolo. Să ne fie clar, dacă avertizați cumva poliția, Nina Caput, înțelegeți? Ia, Verstein. Înțeleg. Auf Wiedersehen, Herr Helmut. Iar așteptăm. N-avem încotro, nu putem rata marea întâlnire. Domnule colonel, dacă tot n-avem ce face, eu zic să vedem unde ne duce câinele lui Condescu. E prea devreme. Dacă ne repezim peste ei, compromitem acțiunea și punem în pericol viața Ninei. E prea devreme. Nu putem rata întâlnirea cu Nina și Helmut. Păi da, dar până atunci câinele își pierde reflexele. Condiționate sau necondiționate. Uite unde era Pavlov. Vă rog să mă iertați. Au găsit. Pe cine? Pe Patrick, copilul Vandei. Cine l-a bubuit? Sectoristul. I-a bubuit mintea și s-a dus la medicul de familie. Nu e prost, Ablagiu. S-a dus la fix. Te pup din mers, mă duc să-l cunosc pe copilul Vandei. Ești tare? Tu, Kevin. Sunt capitanul Costea de la poliție. Aoleu, cu poliția. Poftiți. Doamnă, am venit în legătură cu Patrick. Patrick e sufletul meu. Mi l-a adus doamna Vanda acum 2 ani și eu l-am îndrăgit din prima clipă. Am fost cadru medical, așa că... De când mi l-a adus de 2 ani de zile, stau tot timpul cu frica o să mi-l ia înapoi. Vă întâlneați des? Vorbim la telefon, așa, la 2 săptămâni. Doamna Vanda e tot timpul plecată. Spuneți-mi, când ați vorbit ultima oară? Să fie vreo săptămână. Spuneți-mi, v-am explicat vreodată de ce ascunde copilul la dumneavoastră? Pe asta s-o întrebați pe dânsa. Doamna Vanda, statea a fost asasinată. Îmi pare rău.
Doamne, cum? Așa tânără și frumoasă. Am avut o presimțire. V-a explicat de ce ascundea copilul la dumneavoastră? Îl ținea departe de taică-su, care vroia să-l ia cu deasile. Ce se întâmplă cu băiatul? Să știți că eu nu vi-l dau. Nu-l dau, orice s-ar întâmpla, eu nu-l dau. Puteți să mă faceți și fără mine, nu dau băiatul. Numele copilului este Ervin Alexander Patrick. Doamna, copilul are totuși o bunică. Dar unde e, că nu-l văd? Patrick! Vino, sufletul meu. Uitați-vă și dumneavoastră. E doamna Vanda întregă. Cum te cheamă? Pat! Ce o să se întâmple acum cu băiatul? Îmi pare rău, doamna, nu decid eu asta. Trebuie să vă dau niște sfaturi. N-aveți voie să părăsiți locuința, nici măcar să o scoateți la plimbare, nici măcar să deschideți ușa. Nu să vă las numerele mele de telefon. Nici la lapte să nu... Nici măcar la lapte. Mai fi o problemă. În ultima vreme, doamna Vanda State se simțea în pericol. Nu v-a spus cumva cum trebuie să procedați în caz că i s-ar întâmpla ceva? Ba da, da, mi-a dat un plic. Mi-a dat un plic, îl ține aici, în dulap. Uitați, mi-a spus că dacă nu răspunde la telefon 2 săptămâni, să duc plicul la poliție. Doamne Dumnezeule! Poftiți! Mulțumesc, doamne! În 1994, Vanda a născut un copil la Düsseldorf, unde lucra ca dansatoare. Tatăl copilului Patrick se numește Porta. E cetățean german, e foarte bine situat și, din păcate, însurat cu oarecare Helga. Dacă îmi permiteți, vă amintiți în scrisoarea găsită în caseta secretă a Vandei. Porta pomenește de pericolul pe care îl reprezintă o anumită persoană H, cu siguranță la Helga se referă. Cu această Helga, adică H, Porta are un fiu de 20 de ani, Carl. Ah, și ca să moștenească totul Carl, Helga hotărăște să-l suprime pe Patrick. Corect. Foarte simplu. A dracului muierea asta de că s-au hotărât să ascundă copilul în România. Ah, și mai e ceva. Porta asta e căutat de mafie. Ea nu mi se pare normal. Povestea asta ne interesează mai puțin cu mafia. În orice caz, Vanda era convinsă că va pieri de mâna Helgei, ceea ce probabil s-a și întâmplat. Helga a fost cea care... Dar ia uite ce scrie aici. Amantul ei, Ioan Condeescu... Adică țeastă. Da. Este slujitor devotat. Poate că Vanda a exagerat, deși cred că nu. Dar e de reținut că o asemuia pe Helga... Uite ce scrie aici. Un fel de Lucreția Borgia. Lucreția Borgia amestecată în jocuri politice care privesc România. Alo. Spitalul de urgență? Da, domnule. În rest, fleacuri, dispoziții de ordin testamentar, nu ne interesează. Domnule colonel? Da. Vă raportez. Totuși a revenit. Bine, mulțumesc. E de la spital și a revenit totul. Hai! Mă bucur că te simți bine. Doamne, a fost un coșmar. Eu sunt grozitor de somn. Bine. Dormi. Odihnește-te. Foarte obosită. Mă duc afară. Să iau puțin aer. Vă rog.
Doamna, doamne, vă așteptam. Dați-o mare, poliția, vă rog! Eu sunt poliția, doamne! Poliția, vă rog, poliția! Poliția! Ia-i Mau! Domnule, vă rog. A? Puteți să-mi spuneți ce căutăm pe aici? La plimbare, Coane, la plimbare. Dar nu vreți să luăm prin buricul târgului să ne vadă toată populația? Puteți însă să-mi explicați ce se întâmplă? Nu. Niciodată n-a fost tratată în felul acesta. Ați avut noroc, stimată doamnă. Este inadmisibil. Ce, tanti? Nu-mi plac cuvintele dure, dar sunteți niște huligani. Suntem. Chiar sunteți. Ai leagă cățeaua că s-ar putea să mă enervez. Și fac urât. Sau poate vrei să o punem într-un vion în mijlocul naturii, a? Cine este patrupedul acesta? Un huligan. Tanti. Dar nu înțeleg ce se petrece, domnule. Vă rog să știți că sunt complet bulversată. Sunt tăceți din gură și mergeți cu minte. Altfel vă iau berigata ca la pui. Mergem ca trei prieteni, da? Dacă vreau să ajung acasă, nu trebuie să vă deranjați. Puteam să un taxi. Lăsați gălăgia și mergeți cu minte. Dar aveți un tupeu? Toto? Bună dimineața. Arăți ca nou. Parcă nici n-ai fi fost șifonat. Îmi pare rău. Am deranjat-o pe Celia. Apropo, unde e mama? S-a dus să-și ia un pulover. Era frig. Și i-am spus să-mi se miște de aici. Tot timpul a făcut numai ce-a făcut el. Da. Alo, marinaș? Ordonați. Iau un băiat și porniți imediat în intersecția Știrbei Vodă cu Virgiliu. E ceva grav? Da, nu știu ce se întâmplă cu mama. Da, să știți că asta este insolență. Asta are limbariță. Virgiliu. Vă deschid, dar să știți că tot insolență este. Oricum, cafea nu am. Mucles! Rău, domnule, să fiți mai delicat. Iertați-mă, doamnă, dar dacă încuietoarea apartamentului nostru ar fi fost mai simplă, nu v-aș fi deranjat. Ce căutați? Ceea ce este atât de bine ascuns, servietele diplomate ale domnului Toto. Dumneata știi ce vorbești. Despre ce serviete este vorba? Eu înțeleg să fiți hoți, dar nu și tâmpiți? Ușor, vă rog, domnul. Stimată doamnă, vă respect prea mult ca să recurg la violență. Și vă avertizez că nu e bine să întindeți coarda. Unde sunt servietele? Căutați-le mai repede, pentru că mă grăbesc. Trebuie să ajung la spital. Vă admir foarte mult curajul, doamnă. Eu nu vă admir deloc. Mai băiatule. Vă rog, mai ușor. Retractez. Nu sunteți hoți, sunteți tâmpiți. Iată. Și tu te învârtești ca un titirezul. Ce tot ca... Ai caută. Caută, caută, dar mai repede. Că... Ah, mai bine scădea în cap. Toto, asistenta nu mi-a dat voie să stau decât 10 minute. Concentrează-te, te rog. Răspundem clar și precis. Care e misterul peștilor? Aiureli. Ca să mascheze mobilul real al combinației. Care este?
droguri.